Să traversezi petrecerea de pietoni poate fi o adevărată aventură, atât pentru șoferi atunci când pietonii nu sunt atenți, cât și pentru cei care traversează. Asta deoarece mulți dintre șoferi uită să oprească atunci când văd pietonii traversând strada. În Mehedinți, în ultima perioadă, a scăzut totuși simțitor numărul accidentelor în care sunt implicați pietonii. În primele 9 luni ale anului 2018, pe raza județului Mehedinți, s-au produs 26 de accidente rutiere, ca urmare a traversărilor neregulamentare sau a circulației necorespunzătoare pe partea carosabilă, a pietonilor, bineînțeles, accidente soldate cu decesul la 5 persoane, rănirea gravă 7 și rănirea ușoară 14 persoane. Dacă ne raportăm la aceeași situație anului trecut, putem spune că numărul accidentelor a scăzut, deoarece anul trecut s-au produs 33 de accidente, în urma cărora au decedat 6 persoane, iar 13 au fost rănite grav. Această scădere se datorează și faptului că, în ultima perioadă, IPJ Mehedinți a derulat multe campanii de prevenire în rândul participanților la trafic. Cele mai expuse categorii rămân în continuare copiii și bătrânii, care nu se asigură temeinic înainte de a traversa strada. Statele membre ale Uniunii Europene încearcă pe cât posibil reducerea numărului accidentelor în care victimele sunt pietonii. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintă Lituania, acolo unde, începând de luna viitoare, pietonii care atunci când traversează strada vorbesc la telefon sau trimit SMS-uri vor fi amendați cu amendă în valoare de 40 de euro. În România, legislația în acest sens este puțin mai permisivă. Sancțiunile prevăzute în astfel de situații, și ne referim aici la traversări neregulamentare și circulația nejustificată pe partea carosabilă a pietonilor, sunt prevăzute de articolul 99 aliniatul 1.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002, cu amendă cuprinsă între 290 și 435 de lei. Potrivit celor mai recente statistici europene, România ocupă locul fruntaș în ceea ce privește mortalitatea rutieră, țara noastră fiind urmată de Letonia și Lituania.